Zâmbind și acum pleacă triști, dar încărcați cu amintiri și cu bunătăți de acasă. Românii din străinătate care au petrecut sărbătorile alături de familie și de prieteni fac din nou coadă la graniță, de această dată la ieșirea din țară, dar tot cu portbagajele pline. Au înlocuit cadourile pentru cei dragi cu carne de porc, murături și câte ceva de băut care să le mai stingă dorul de casă. Răsună muzica, miroase a mâncare proaspătă și masa se umple cu bunătăți. În jurul ei se află familia mare, la propriu, pentru ultimul prânz de sărbătoare împreună. Vă rog să poftiți aici, facem o masă mare, pentru că e ultima masă cu care băiatul meu pleacă înapoi în Italia, de unde se duce la lucru. De 14 ani de când locuiește în Italia, Gigi Mare s-a obișnuit să bată drumul între cele două țări. Foarte bun cârnață, trimite și la cruz cum eu italian, mă pide cârnață să vadă cum să fac România. Cu câteva ore înainte de plecare, tanti Ana are grijă să încarce bagajele cu tot ce are mai bun prin casă. Începeți lucrul? Datoria ne cheamă, mergem la muncă, aceasta este, n-ai ce să faci, să rămână un mică. Rămbun să ai și să ne vedem la anul viitor, da. Să mai vii. La fel ca Gigi, alte mii de români au luat drumul frontierelor dinspre vestul Europei. Ce bunătăți duceți? Sarmale, care ne plac foarte mult, le facem și în Germania, avem... Dar sunt făcute de mama și sunt mai bune. În ultimele două zile, numai prin punctul de frontieră Pete au trecut 1500 de autoturisme, iar vârful de trafic este așteptat în această seară și mâine dimineață.